În ziua de astăzi avem tendința să privim la noi înșine ca fiind obiectul închinării. Noi credem că închinarea este ceva ce ni se întâmplă. Noi ne nădăjduim să intrăm într-o atmosferă mistică și spirituală numită închinare. Acest șiretlic prin care eul este văzut ca fiind beneficiarul principal al închinării, nu Dumnezeu, capătă efectiv proporții seismice în zilele noastre. Arta de a conduce închinarea corporativă constă acum în a da omului, fără rușine, ceea ce îi place, nu ceea ce îi trebuie. Așadar, în bisericile noastre nu mai vorbim despre momente de închinare în care oferim închinarea lui Dumnezeu, ci de experiența închinării pe care o trăiesc eu în mod personal, romantic și individual. Calitatea experienței noastre determină modul în care apreciem închinarea, dacă a fost sau nu un succes, nu? A considera că noi, nu Dumnezeu, reprezintă obiectul închinării corporative este un lucru parcă scandalos și dezastros în același timp. Și probabil chiar idolatru. Ar fi cea mai mare oroare ca închinarea să fie centrată pe om și nu pe Dumnezeu. Închinătorul adevărat nu dă la iveală o flamă emoțională, ci mai degrabă îi aduce lui Dumnezeu gloria datorată numelui său, datorată identității sale. Cel care se închină o face cu acest scop și nu cu gândul că în final va fi fericit. Precum păstorul John Piper scria că închinarea este autentică atunci când sentimentele pentru Dumnezeu se ridică din inimă și nu urmăresc altceva decât pe Dumnezeu. Închinarea presupune deci a alerga după Dumnezeu, ca cel care este premiul nostru și ci nu a alergat după un alt premiu care să devină Dumnezeul nostru. Da, deci închinarea autentică poate avea loc doar în Hristos, cu alte cuvinte. Ea nu se întemeiază pe o liturghie sau o chemare la închinare, dar nu are loc datorită unei schimbări a stilului sau aplicând o metodologie. Astfel, trebuie să înțelegem închinarea ca fiind una congregațională, corporativă, una individuală și consumeristă. Noua tendință în închinările unor biserici este să creeze o atmosferă lejeră, degajată, chiar de divertisment, în numele libertății de închinare. Chiar cineva îmi spunea cât de amuzant a fost la biserică. Adesea închinarea devine o comoditate. Cei care merg la biserică sunt consumatori și caută o biserică unde, potrivit cu expresiile des auzite, timpul de laudă și de închinare îmi permite să mă închin. Liderul închinării m-a condus în prezența lui Dumnezeu. Mai mult decât o comoditate, închinarea ajunge să fie deseori un timp pentru divertisment. Cei prezenți în biserică ocupă loc ca și spectatori care în tăcere iau parte la spectacol. Închinarea, da, care nu este distractivă, capătă calificativul acum de insuficient. Iar întrebările care urmează după acest timp de închinare sunt ceva de genul: ai rămas cu ceva? Dezvăluie adesea faptul că astfel de întrebări dezvăluie ideea că noi ne considerăm principalii beneficiari ai închinării. În dorința de atmosferă, oamenii au rătăcit de la adevăr. Sau introdus în închinare practici de senzație, da? Căderi pe spate, râsuri sfânt, dansuri sfânt, mânuirea șerpilor. Cum poate nu sunt chiar așa de prezente în România aceste practici de manipulare, dar în România putem vorbi despre manipulare prin tot felul de tehnici, o manipulare emoțională. Divertismentul a început să fie partea slujbelor de închinare, din păcate. În închinarea sănătoasă, cuvântul lui Dumnezeu trezește credință în inima celui care se închină. În parte prin promovarea încrederii și a siguranței cu privire la lucrurile care nu se văd. Această credință îl face pe credincios să se închine. El îi mulțumește lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu, îl prețuiește pe Dumnezeu și îl adoră pentru ceea ce a făcut el. Închinarea consumeristă, adică a-l căuta pe Dumnezeu într-un spectacol religios pus în scenă de profesioniști, astfel de închinători își extrag plăcerea și împlinirea din programele bisericești.
La fel ca și spectatorii care sunt satisfăcuți de programe artistice. Închinarea prin cântare seamănă în aceste biserici cu concertele seculare. Predicile nu mai sunt spirituale, ci senzoriale și spectaculoase. Creștinii nu mai vor convingeri, ci simțăminte, emoții. Dar unde în Biblie scrie că trebuie să căutăm prezența simțibilă și emoționantă și romantică a lui Dumnezeu? În zilele noastre vrem să facem un spectacol din orice. Dar trăim într-o societate a spectacolului. Nu dorim ca Dumnezeu să lucreze ceva decât dacă poate face din lucrul respectiv o producție teatrală. Dorim ca El să joace un rol după propriile noastre idei, dar noi să fim regizori. Și asta este cauza unei prăbușiri foarte serioase în cercurile evanghelice moderne din România și nu numai. Ideea cultivării și a exercițiului, atât de scumpă sfinților de odinioară, nu mai are astăzi loc în peisajul general al religiei noastre. Concluzia este că noua tendință progresistă sacrifică ușor, ușor doctrina din dragul divertismentului. Închinarea este preferată de unii mai mult pentru împlinire personală, pentru amuzament sau pentru a ieși din anumite stări de depresie. De aceea creștinismul apare pentru tot mai mulți oameni doar o religie de duzină. Creștinismul distractiv nu interesează pe nimeni. Au variante mult mai bune în lume de ce ar veni la noi. Și asta reflectă cuvintele Domnului Iisus care ne-a avertizat că nu putem sluji la doi stăpâni. Și vai de noi dacă din cauza noastră se va vorbi de rău această cale. Biserica a căutat mereu alte modele de închinare decât cele pe care le-am experimentat înainte. Ne putem aștepta așadar ca în viitor actualele modele să fie considerate chiar depășite și să fie înlocuite cu altele. O astfel de schimbare ar fi în ton cu atitudinea bisericii de-a lungul istoriei ei. Totuși, indiferent de modelul preferat, structura de bază a închinării a rămas și trebuie să rămână aceeași. În închinarea bisericii avem ca repere imnologia, rugăciunea, predicarea cuvântului, citirea cuvântului și vizualizarea cuvântului. Chiar dacă noi cântăm în limbi omenești și îngerești, dacă nu ne închinăm cu adevărat înaintea Dumnezeului celui viu, suntem doar arame gălăgioase și niște chimbale zângănitoare. Chiar dacă organizăm cele mai frumoase programe bisericești, dacă acestea nu ne dau posibilitatea să ne închinăm cu adevărat Dumnezeului celui viu, suntem doar niște simpli balerini. Chiar dacă refacem podeaua și reparăm zidăria, chiar dacă ne echilibrăm bugetul pentru a atrage toți turiștii religioși și spirituali, dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu, suntem un nimic spiritual. Când redescoperim funcția închinării, alegerea formelor de închinare devine ușoară. Dumnezeu a lăsat suficient spațiu de mișcare în zona formelor. Credem așadar că orice schimbare a formei care ajută la realizarea funcției închinării va fi binecuvântată de Dumnezeu. Cele două scopuri majore ale închinării bisericii sunt, prin urmare, glorificarea lui Dumnezeu și mai apoi schimbarea, transformarea închinătorului. Tot ce se face în biserică trebuie să se subordoneze acestor două obiective, glorificarea lui Dumnezeu și smerirea închinătorului, în această ordine. Dacă ne asigurăm întâi că Dumnezeu este înălțat în mijlocul adunării, închinătorii vor avea și ei parte de transformare spirituală. Schimbarea închinătorilor va veni ca urmare a confruntării lor cu sfințenia lui Dumnezeu. Asta ne dorim. Iar aceasta va conduce la o cunoaștere nouă a lui Dumnezeu și la o dorință nouă de sfințire personală. Când te pregătești de închinare, o faci cu convingerea că vei pleca mai dornic de a fi ca Dumnezeu la care te-ai închinat, de a fi ca Dumnezeul la care te-ai închinat. Iar după timpul petrecut în închinare, trebuie să ai convingerea că nu mai poți fi același om care a venit la închinare. Duhul Sfânt pune în inima credincioșilor dorința de a slăvi
pe cel ce le revelează adevărul. Nu doar atunci când se adună în biserică oamenii, ci și după aceea, în timpul săptămânii, în viața de zi cu zi. Duhul Sfânt descoperă unei inimi înnoite adevărul ceresc. Acesta se înalță către cer cu mulțumire și cu laudă. Nici o biserică ce a descoperit încântarea și satisfacția închinării pline de adorare, ci izvorăște automat din dragoste și ascultare față de Dumnezeu, nu poate pieri vreodată. Acesta este adevărul, pur și simplu.